Legea spune așa, să ține referendumul în cele două localități care vor voluntar să se unească, 30% minim la Țintești, 30% minim prezență la vot și la Buzău și de aici 50% plus un vot să fie pentru. Pe 26 septembrie, deci a mai rămas foarte puțin, ne batem foarte serios aici să ne iasă treaba ca lumea. Și cine se opune? Domnule, chestie foarte interesantă. E foarte interesantă. Se opune conducerea liberală de la Buzău. De ce? Păi nu, ei nu sunt liberali. Păi sunt liberali și treaba este că unul din oamenii în care cred în administrația publică este fostul primar al Oradei, domnul Ilie Bolojan, azi președinte al Consiliului Județean, l-am și lăudat chiar dacă suntem în partide diferite, și domnul Ilie Bolojan vine să facă, alături de mine, să facă campanie de informare a buzoienilor și a ținteștenilor, pentru că dumnealui a pierdut la Oradea de două ori, a încercat să facă unirea cu Sânt Martin, din cauza cui? A PSD-ului și a UDMR-ului. Dar acum am spus, domnule, mi-am cerut domnul Marcel Ciolacu, care așa cum știți este buzoian, Marcele, te rog frumos, nu vreau, eu vreau să fie apolitică. Noi suntem un singur partid acolo, al buzoienilor. Dar de la asemenea referendum, el de ce a pierdut? Cine se opune? Comuna sau orașul? Culmea este că s-a opus orașul, pentru de că ce? Comuna Sânt Martin, nu știu, vă dați seama. Dar la dumneavoastră, unde sunt probleme? La oraș sau la comună? Nu, la țară nu va fi, că întâmplător sunt de la Țintești. Da, comun, la orașul aveți. Orașul. Ce, liberale din oraș? Liberale din oraș, dar urâtare, au vrut să ne oblige să stăm toate bannerele jos. Dar de ce? Pe nu care știu, probabil interes? Să gândesc electoral, să gândesc ei, bă, dacă mai câștigă Tom așa acum, că peste 3 ani, deci gândesc pe o chestie personală. Că aia e o gândire, ce facem noi, o gândire liberală. Nu știu cum este. Eu sunt PSD-ist, nu știu dacă deci, cât de liberal sunt. Problema este că trebuie să biruiți la... Și în acel moment, comuna Cândești devine... Țintești. Bun, dar eu vă întreb încă o dată. Da.